Domnul va șterge lacrima de pe obraz dacă au fost lacrimi. Biblia spune că Domnul strânge lacrimile noastre în burduful Lui. Biblia mai spune că ferice de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați. Mângâierea în mod special atunci, dar și acum Domnul știe să mângâie și cum mângâie El, nimeni nu știe să mângâie. Apostolul Pavel spunea, printre altele, că la întâiul meu răspuns de apărare nimeni nu sta lângă mine, dar Domnul totuși a rămas lângă mine, spunea Pavel. Domnul rămâne credincios promisiunilor Lui. La nivelul bisericii de aici, din Viena, s-a făcut un ajutor pentru biserica noastră, un frate care a avut tumoare la creier, aproximativ 40 de ani are, și el s-a pocăit cu 12 ani în urmă. Soția lui încă nu este întoarsă la Domnul, în sensul că nu a încheiat legământ. El provine dintr-o familie din afară, care nu l-au cunoscut ca și noi pe Domnul. S-a întors și în final s-a îmbolnăvit de această boală, a apărut această tumoare la creier. Medicii de aici din țară i-au spus că nu mai pot să facă nimic în dreptul lui. A fost la Timișoara, i s-au dus analizele la București și nici acolo medicii au spus că este prea târziu. Și locul unde este tumoarea este un loc foarte periculos și efectiv ei nu garantează nimica. A fost un moment destul de critic, noi ne-am rugat mult în biserica Betel pentru el. Soția lui a început să vină la adunare, a postit foarte mult. Lua câte 3 zile consecutiv în dreptul lui, ca Domnul să lucreze și Domnul să aibă milă de el. Are 2 copii, o fată și un băiat. Fata vine, are 15-16 ani, vine la adunare de mult timp, este în unul din grupele de tineri de acolo din biserică. Și în final am întrebat pe Domnul, apropo de proroci, e nemaipomenit să ai în biserică și vase de lucru. De aceea e foarte important să ne rugăm într-o vreme ca aceasta, ca Domnul să scoată proroci. Oameni prin care să vorbească Dumnezeu. Și cuvântul a fost în felul următor, omul să-și facă partea lui și eu, zice, voi face și eu partea mea. Dorința lui era foarte mare ca Domnul să-și întindă mâna și Domnul putea categoric, că nu era prea mult. Într-o clipă, un gest și totul era rezolvat. Dar aș vrea să nu uităm că Domnul are și un plan și o voie în dreptul fiecăruia. Ce este în dreptul unuia nu este și în dreptul celuilalt. Și e foarte important să și aflăm, să descifrăm care este planul lui Dumnezeu și voia Lui. Voia Domnului pentru fratele Claudiu, pentru că așa îl cheamă, era să treacă prin mâna oamenilor. Dar pentru că în țară nu mai era nicio șansă, în final au auzit că la Seged ar exista o șansă. Și au dus acolo mai întâi analizele, le-a dus cineva, filmul care l-avea și tot investigațiile care au fost făcute aici în țară. Și după ce le-au văzut specialiști de acolo, au spus, zice, totuși există o posibilitate și am vrea să-l vedem. O mers repede acolo, a fost dus și în urma investigațiilor, zice, domnule, zice, o să încercăm și tot ce putem face și credem că va reuși operația. Era șansa lui, din punct de vedere omenesc. Și în final i-au făcut operația, operația a costat destul de mult, însă aș vrea să spun că fratele la ora actuală este bine. Domnul a fost acolo lângă el în timp ce era la spital. Prin mâna oamenilor, noi știm că omul poate să facă și el ce poate, după înțelepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Dar omul niciodată nu poate lungi viața și să dea viață. Numai unul singur poate să dea viață și acesta este Iisus Hristos, Domnul. Ne bucurăm pentru că biserica din Viena a fost alături de noi în acele momente. Spuneam fratelui Ionel, avem un alt caz acum. O fetiță de 3 ani, o familie s-a întors la Domnul cu 2 ani în urmă și familia aceasta mai au încă 2 copii în cei 2 ani, au 3 copii, cea mai mare are 3 ani. Și s-a depistat la fel o tumoare la creierul mic acestei fetițe, o tumoare de 6,5 cm și efectiv medicii au spus că dacă nu se acționează rapid undeva, dar și așa erau sceptici, nu garantau prea mult. Și în final s-a dus și el acolo la Seged și cuvântul a fost, noi ne-a rugat în biserică foarte mult și pentru acest caz, au fost chiar niște mesaje în dreptul acesta, în dreptul acestui caz. Și fetița a fost operată cu aproximativ 10 zile în urmă.
operația a reușit. Fetița este în viață, iar astăzi când am venit cu mașina cu frații, m-a sunat fratele Marius, că așa-l cheamă, Avram Marius, plin de bucurie și mi-a spus: frate Eugen, mă bucur pentru că în urma analizelor, pentru că au luat să vadă tumoarea, de ce natură este, și au aflat că totul este în ordine, că nu este de natură ca să se întindă în continuare și să apară din nou și că totul este rezolvat. Și am zis: Doamne, te binecuvântăm din nou că ai lucrat. Frați și surori, Domnul și astăzi lucrează. E adevărat că nu așa cum am dorit noi, poate. Noi am vrea toate cauzele și toate să fie rezolvate. În dreptul acestei familii mai vreau să menționez ceva. Părinții nu sunt întorși, nici a unuia, nici a altuia. Și eu au avut mari probleme în familie atunci când s-au întors la Domnul. Dar la ora actuală, atunci când a apărut problema, parcă s-au unit și când au văzut că și biserica iese alături de ei, s-au bucurat și parcă există o mișcare în rândul familiei mari, părinții unuia și altuia. Spune aici în Faptele Apostolilor vis-a-vis de această idee, spune aici așa: biserica se bucura de pace în toată Iudeea, în Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Aș vrea să nu uităm, frați și surori, într-o astfel de vreme, când biserica avea un asemenea standard, o asemenea înălțime spirituală, Biblia ne spune că Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit. Când biserica avea aceste împliniri spirituale, repet din nou cele patru lucruri, spune că biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Un al doilea lucru, se întărea sufletește. Apoi un al treilea lucru, umbla în frica Domnului. Biserica nu e statică, ea umblă, ea se mișcă. Umbla, dar în frica Domnului. Și apoi cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Și într-o asemenea vreme, ne spune Biblia aici, acolo a găsit un om, anume Enia, care zăcea de 8 ani olog în pat. Enia i-a zis Petru: Iisus Hristos te vindecă, scoală-te, fă-ți patul, și Enia s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Doamne, așteptăm asemenea lucrări. Ce spuneți, frați și surori, nu doriți asemenea lucrări? Domnul încă o dată și astăzi lucrează. Lucrează, dar mai izolat, acolo unde vede credință, acolo unde El consideră uneori că este nevoie să lucreze. Uneori poate Domnul vede că dacă pe cineva l-ar vindeca, poate din punct de vedere spiritual nu ar fi benefic și nu ar rămâne credincios și nu ar rămâne constant lângă Domnul. Poate nu s-ar mai ruga în continuare așa cum s-a rugat atunci când a fost în necaz. Și are Domnul, sigur, El este desăvârșit și El nu greșește niciodată. Dar aș vrea să nu uităm, Domnul nu s-a schimbat, Dumnezeul nostru a rămas același. Ieri, azi și în veci rămâne același, dar El dorește și noi să rămânem constanți lângă El. Ne spune Biblia că în acea vreme Domnul a lucrat în dreptul lui Enia. Dar apoi mai spune aici încă ceva care mă uimește. În Iope era o uceniță numită Tabita, nume care în tâlmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și de milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus, fiindcă Lida este aproape de Iope. Ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să roage: nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus, toate văduvele l-au înconjurat plângând. I-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat, apoi s-a întors spre trup și a zis: Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. Ce o lucrare frumoasă! Într-o vreme în care biserica avea un asemenea standard înalt, ne spune Biblia că Tabita a murit. Într-o vreme în care ea făcea o mulțime de fapte bune și de milostenii. Printre altele, mă gândeam în seara aceasta, e un mare lucru atunci când ești aproape de Dumnezeu, atunci când Îl slujești pe Dumnezeu, atunci se apară un moment limită în viața ta sau în familia ta. Și poate apărea, să știți, Tabita în timp ce Îl slujea pe Dumnezeu într-un mod deosebit și făcea lucrări evlavioase înalte,
Avea o înaltă ținută morală și spirituală. În vremea aceea s-a îmbolnăvit, până acolo încât a murit, n-a mai rămas vlagă în ea. Dar ceea ce mă uimește este altceva. Credința celor din vremea aceea. Ne spune Biblia, chiar pentru o cauză moartă, ei ori pledat. Era menționat aici câteva cauze deosebite. E uimitor. Atunci când încă mai există o șansă, parcă noi ne prindem de ceva. Dacă aflăm cumva că într-o parte sau în alta există niște medici specialiști și ar putea încă să facă ceva pentru noi, suntem gata să alergăm. Cât timp încă mai avem o ancoră de care să ne prindem, să știți că s-ar putea uneori Domnul să ne lase. Dar atunci când nu mai avem nimica, când nu mai avem niciun suport de care să ne ținem și când venim la El cu toată încrederea, atunci Domnul este gata să-și arate slava și gloria. De aceea în seara aceasta doresc, Doamne, întărește-ne credința. Ajută-ne să ne încredem în Tine și în mâna Ta. Pentru o cauză moartă aparent, ei ori pledat înaintea lui Petru. Și ne spune Biblia aici, în versetul 38, ultima parte, nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Spune, toate văduvele l-au înconjurat plângând și au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Și Petru, ne spune Biblia, nu a mai comentat prea mult, a scos pe toți afară și a început să roage pentru ea. Acum, versetul 41, încă un lucru aici foarte frumos și mișcător. El i-a dat mâna, a ridicat-o în sus, a chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Eu îmi puneam întrebarea, Doamne, aici o adunare, foarte mulți suntem. Eu nu cred că au fost atunci atâția în prezența lui Petru. Dar întrebarea noastră, întrebarea mea ar fi următoarea, Doamne, din ce este compusă biserica în seara aceasta aici? Auziți numai din ce era compusă atunci. Biserica aceea, adunarea aceea, zice că în final Petru i-a dat mâna, a ridicat-o în sus și a chemat îndată pe sfinți și pe văduve. Biserica era formată atunci din sfinți și din văduve. Doamne, lasă să fim și noi toți sfinți aici. Ajută-ne să fim sfinți, o Doamne. Și ajută-ne, o Doamne, cu adevărat și noi să ne vedem sfinți unii pe alții. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am un cuvânt scurt în seara aceasta, ceva. Din 2 Timotei, capitolul 2, versetul 20, spune aici așa. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Pe marginea mesajelor din seara aceasta m-am gândit la acest cuvânt și aș vrea să amintesc mai întâi, să mă opresc la un aspect pe care aș vrea să nu-l pierdem din vedere. În final, eu cred că latura părtășiei noastre, printre altele, una din ele, va fi să ne facem o revizuire foarte atentă fiecare, fiecare să ne revizuim pe noi înșine, fiecare să ne suspectăm pe noi înșine și să ne vedem vis-a-vis de cerința lui Dumnezeu, unde suntem și cum stăm. Într-o casă mare nu sunt numai vase de cinste, sunt și de ocară. Nu sunt numai vase de ocară, sunt și de cinste. Și una dintre întrebările majore pe care noi am vrea în final să ni le punem atunci când vom pleca de aici, va fi aceasta. Doamne, ce fel de vas sunt eu în casa Ta? Eu aș vrea vis-a-vis de această idee să amintesc ceva ce Biblia consemnează și ceea ce Biblia subliniază. Primul lucru, Biblia vorbește despre două porți, o poartă strâmtă și o poartă largă. Biblia vorbește despre două căi, o cale îngustă și o cale lată. Biblia vorbește despre două grupe de oameni, puțini și mulți. Doamne, oare mulți sunt pe calea mântuirii, nevoiți-vă! Nu spune că vor fi mulți și nevoiți-vă! Iar Domnul Iisus în Matei spune că pe ușa strâmtă nu vor intra mulți. Iar în Luca 12 spune, bucură-te, turmă mică. Și de aceea aș vrea să nu uităm, sunt două grupe de oameni, puțini și mulți.
Sunt două rezultate în final, viața și moartea. Sunt două feluri de pom pe care Biblia le consemnează, pom buni și pom răi. Sunt două feluri de roadă pe care Biblia o scoate în evidență, bună și rea. Sunt două feluri de slujitori și era menționat și în seara aceasta. Sunt două case, aparent sunt la fel, dar noi știm că aceste două case au și două temelii. O temelie pusă pe nisip și alta pusă pe stâncă. Sunt doi constructori care la ora actuală lucrează. Un constructor, o parte constructor înțelept, iar cealaltă constructor nechipzuit. Sunt două urmări ale furtunii, ne spune Biblia. Una din case s-a prăbușit, iar cealaltă a rămas în picioare. Sunt două categorii. Unii vor fi răpiți, alții rămân. Unii sunt binecuvântați, iar alții în final sunt blestemați. De aceea, una din întrebările mari, dragii mei, aș vrea să ni le punem, aceasta printre altele. Doamne, ce fel de vas sunt eu în casa Ta? Doamne, ajută-ne la toți să fim vase de cinste. Vrem, Doamne, să fim vase de cinste. Iar vis-a-vis de aceste vase, eu aș vrea câteva principii scurt să le menționez. Încă o dată, un prim principiu pe care îl putem constata din cele două versete, este că întotdeauna vor fi cele două categorii de vase. E un prim principiu, întotdeauna. Eu m-aș bucura dacă cineva la nivelul unei biserici locale, toți se vor strădui să fie vase de cinste, Domnul ne poate face pe toți vase de cinste. Dacă la nivelul unei biserici locale, toți se vor strădui. Acum nu știu dacă toți ne străduim, dar eu doresc Dumnezeu să ne ajute toți să fim vase de cinste. Un prim principiu, încă o dată, întotdeauna vor fi cele două categorii de vase. Un al doilea principiu, vă rog să rețineți, să nu-l uitați, dintr-o parte în alta se poate trece la ora actuală. Dacă cineva se va curăța de acestea, va fi un vas folositor stăpânului său, va fi un vas de cinste. Iar dacă cineva e un vas de cinste și a fost și nu rămâne constant până la capăt, la un moment dat poate deveni un vas de ocară. Așa să nu uităm și acest amănunt. Citim de bună oară în Ieremia, în capitolul 18, un mare adevăr vis-a-vis de această afirmație. Spune aici Ieremia, în capitolul 18, de la versetul 7 în continuare, deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că-l voi smulge, că-l voi surpa și că-l voi nimici. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să îl fac. Tot așa însă deodată zic despre un neam sau despre o împărăție că-l voi zidi sau că-l voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să îl fac. Iar Domnul spune prin profetul Ezechiel, și noi îl știm cuvântul acesta, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci doresc ca el să se întoarcă la mine și să aibă viață. Iar aici încă o dată spune, sunt vase de cinste și vase de ocară. Deci dacă cineva se curățe de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Dintr-o parte în alta, la ora actuală se poate trece. De aceea e prematur să facem vreo afirmație în dreptul cuiva, în mod deosebit așa, în mod categoric. De aceea să nu uităm ce spune Domnul în pilda neghinei. Știți ce spune acolo? Lăsați-le să crească amândouă împreună, ca nu cumva smulgând neghina, să smulgeți împreună cu ea și grâul. Că s-ar putea cumva cel ce astăzi este neghină, mâine să devină grâu. Acolo e pilda neghinei. Și cine se sfințește și se întoarce la Domnul, poate fi iertat. Iar dacă unul se bizuiește pe cucernicia lui, pe sfințenia lui și se încrede în puterea lui, mâine s-ar putea să cadă, să alunece și să-și piardă dreptul de la pomul vieții. De aceea doresc, Doamne, ajută-ne să rămânem statornici.
statornici cei ce suntem pe calea bună, iar cei ce cumva în seara aceasta realizează că sunt greșiți, Dumnezeu să le dea putere să se întoarcă la El. Un al treilea principiu, pentru o lucrare cu caracter negativ, Domnul nu folosește un vas de cinste. E un al treilea principiu. Domnul folosește vasele după lucrarea pe care o are. Întotdeauna va lua un vas de cinste și îl va folosi pentru o lucrare de cinste. Și mai ales vasul de cinste să fie la îndemâna lui. Și asta e foarte important. El folosește pe cel ce este la îndemâna lui. Dacă stăm la îndemâna lui în rugăciune și ne smerim și oricând suntem gata pentru el, el este gata să ne folosească în lucrarea lui. Doamne, viața trece și se duce. Se duc anii. Știți ce mesaj a fost și la noi în biserică, la Revelion, în seara de anul nou și apoi în primele zile și de atunci până acum mesajele toate erau în această direcție. Că anul acesta, să știți că nu va fi un an bun în sensul că nu vor fi momente de împlinire neapărată pentru viața aceasta materială, din punct de vedere material, a vieții trecătoare, nici pe departe. Dumnezeu ce-a spus și ceea ce a fost profețit era că evenimentele sunt tot mai grele, evenimente nefaste care pășesc spre noi și noi spre ele. Că până la sfârșitul anului vor fi multe evenimente care ne vor îngrozi. Eu mi-am adus aminte și în seara aceasta vis-a-vis de mesajul care l-am auzit. Ce spune cuvântul Domnului de bunoară, îmi place mult să citesc din Luca, capitolul 21, în această idee. Spune cuvântul aici, printre altele așa, vor fi semne în soare și în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre oameni, printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Frați și surori, poate până la sfârșitul anului noi vom trăi, care va trăi și va fi în viață. Poate ne vom îngrozi de ceea ce vom auzi. Dar marea întrebare este, Doamne, ce să facem? Să intrăm în panică? Să nu mai putem dormi, să nu avem liniște și pace? Am avut o problemă care m-a frământat mult în ultimul timp. Am spus-o chiar acum cuiva. N-am spus-o în familie, dar m-am rugat pentru aceasta și problema a fost, mă gândeam mult la nepoți și la copii, la cei din jur. Și mi-am zis, Doamne, eu sunt mai în vârstă acum. Dar m-am gândit la copii, să știți că m-am gândit și la nepoți și la biserică. Avem în biserică până la 800 de copii, până la 14 ani. Și m-am uitat uneori la ei și vin la studiu și cu multă dăruire. Familii cu mulți copii avem în biserică, familii grele, dar cu multă dăruire și cu multă dragoste îl caută pe Dumnezeu, majoritatea dintre ei. Și mi-a pus întrebarea vis-a-vis de cei din jurul meu în mod special. Și Domnul m-a vorbit în mod tainic într-o împrejurare și mi-a spus, bărbatule, nu fi frământat, zice, cu problemele. Era o taină pe care nu o știa nimeni decât eu și Domnul, bineînțeles. Zice, fii liniștit, zice, că întotdeauna știu să mă apăr cauza și întotdeauna știu să-i apăr pe ai mei. De aceea, chiar în împrejurările și situațiile care vor veni, fii liniștit că eu știu să dau ceea ce trebuie și să o crotesc pe ai mei întotdeauna. În momentul acela am realizat și am zis, Doamne, mare ești Tu! Doamne, nu-i chemarea mea să fiu frământat cu problema aceasta. Chemarea mea este, Doamne, să slujesc Ție și să-ți fac voia Ta. Doamne, dacă neamurile se frământă și oamenii își vor da sufletul de groază, ce trebuie să facem noi într-o vreme ca aceasta? Eu am găsit răspunsul tot aici în Cartea Sfântă. În Psalmul 46 este răspunsul exact la Luca 21, la ceea ce se întâmplă și astăzi pe pământ și se va întâmpla în continuare. Auziți ce spune aici? Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și chiar dacă s-ar cretina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de sese cu tremure munții, noi nu ne temem. Doamne, de ce nu ne temem? Auziți răspunsul, versetul 7, pentru că Domnul oștirilor este cu noi și pentru că Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Doamne, vino în viața noastră! Doar, Doamne, ajută-ne și noi să trăim cu Tine în fiecare zi. Frați și surori, să nu uităm, pentru o lucrare de cinste,
Domnul folosește un vas de cinste, iar pentru o lucrare de ocară nu-i îngătuit un vas de cinste să fie folosit. Dumnezeu îl ocrotește, îl protejează și Dumnezeu îi dă biruință. Domnul să ne ajute să fim vase de cinste. Un al patrulea principiu, nimeni fără voia lui nu poate fi în una din cele două categorii. Numai el singur decide. Nu uita, dragul meu, tu decizi. Nu cumva cineva să creadă, asta e soarta mea. Se citea la început, fratele Ionel, citea acolo din Isaia, din Isaia 59 și 57. Vreau să reamintesc aici ceva. Noi spunem de multe ori, Doamne, soarta este în mâna ta. Și așa este, soarta este în mâna lui Dumnezeu. Ca tare nu depinde de mine, dacă tu hotărăști și decizi. Nu depinde nici de cine aleargă, nici de cine strigă, ci depinde de Dumnezeu care are milă. Dar una din întrebările mari este aceasta: Doamne, dar de cine te înduri tu? De cine ai milă? Dacă tu te înduri de cine vrei, care este cel de care vrei să ai milă? Și aici era citit și vreau să reiau Isaia 57, versetul 15. Spune așa: căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică, al cărui nume este sfânt, eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Doamne, Tu te înduri de cine vrei, dar de cine vrei să te înduri? De cel ce este smerit și zdrobit, de cel ce are întotdeauna nevoie de Dumnezeu și îl vede pe El prezent, de cel ce nu îndrăznește să-și ia soarta în mâna Lui. Ieremia, capitolul 29, versetul 11, care era amintit: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Unde este viitorul nostru? În mâna noastră? Viitorul nostru este în mâna lui Dumnezeu. De aceea, Doamne, soarta nu mă iau în mâna mea, ci vreau soarta să fie în mâna Ta. Doamne, cum Tu pregătești viitorul și nădejdea, e cel mai bine. Îl rog pe Dumnezeu să rămână stăpânul nostru. Tot aici, în cartea lui Isaia, vis-a-vis de acest gând care îl menționam, capitolul 66, spune aici, versetul 2, toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființa, zice Domnul. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, atenție, spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. De aceea doresc Dumnezeu să pună teamă sfântă în noi. Încă o dată, nimeni fără voia lui nu poate trece în una din cele două categorii. Iosua 24:15. Știți când Iosua a stat înaintea națiunii și când le-a spus printre altele: astăzi alegeți, decideți, cui vreți să slujiți, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Doamne, și noi astăzi ne înălțăm glasurile și inimile spre Tine. Vrem și noi și familiile noastre, Doamne, să slujim Ție, ajută-ne! Vrem, Doamne, din toată inima să-Ți aparținem Ție și să fim ai Tăi. Apoi un alt lucru, un al cincilea principiu: numai în final se va trage concluzia, numai atunci se va vedea realitatea. Și încă o dată putem citi acolo pilda neghinei din Evanghelia după Matei. Un al șaselea principiu: o verificare atentă, o revizuire periodică este necesară. Și în seara aceasta, încă o dată, ceea ce am menționat, foarte indicat și foarte bine ar fi dacă fiecare și-ar revizui atitudinea, să vadă care este starea lui și apoi să ia hotărâri de a-L sluji, de a se apropia și de a face voia Domnului. Și în final, un ultim principiu: turma bunului păstor care intră pe poarta strâmtă, aș vrea să nu uităm că este mică, nu sunt mulți. Bucură-te, turmă mică! Doamne, vrem să facem parte din turma Ta! Eu doresc Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta. Vreau să închei cu un lucru. E foarte importantă mărturisirea. Nu toți realizează ce înseamnă mărturisirea, chiar nu numai când ești bolnav. Din când în când ar trebui să existe o mărturisire, o degajare, o eliberare a lăuntrului nostru. Prin mărturisire, noi ne arătăm dependența noastră de Dumnezeu. Prin mărturisire noi ne coborâm, ne arătăm micimea noastră. Ne coborâm și ne arătăm micimea, ne recunoaștem handicapul pe care îl avem. Nu e simplu, să știți.
Există persoane care spun, zice, eu mărturisesc Domnului. Îi spun Domnului, dar nu rezolva problema, pentru că rămâne neliniștea și tulburarea. Vreau să vă spun că sunt lucruri pe care noi scăpăm și suntem eliberați când le mărturisim Domnului. Dar sunt lucruri de care nu scăpăm. Când nu scăpăm de acel lucru, acela trebuie să-l mărturisim neapărat unui frate lucrător. Neapărat, altfel nu scăpăm de el. El vine, știți, ca un beculeț care se aprinde la nivelul conștiinței. Și când auzi o predică, un mesaj, imediat acolo pe bancă unde stai, ești conștient imediat că nu e în ordine. Și în momentul acela ești cercetat, dar nu dai curs de multe ori impulsului pe care îl primești din partea lui Dumnezeu prin Evanghelie, prin Duhul lui care te cercetează. Și rămâi în starea aceasta. S-ar putea Domnul să-ți vorbească, Biblia spune, El vorbește odată de două, de trei ori. Vorbește într-o împrejurare sau alta și s-ar putea să treacă clipa potrivită și momentul prielnic și să ratezi ocazia. Încă o dată mărturisirea este foarte bună. Biblia spune, mărturisiți-vă unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Aș vrea, frați și surori, să nu uităm. Știți ce spune Biblia? Noi trăim vremea aceea. Zice că judecata lui Dumnezeu începe de la casa lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu cine este? Suntem noi. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu. Eu vreau să vă spun că deocamdată Domnul nu are o perioadă acum. E adevărat, se întâmplă și evenimente, le auzim pe pământ. Dar în mod special, Domnul este concentrat asupra bisericii lui. Și el la ora actuală se ocupă de credincioșii lui și îi pregătește. Vreau să vă spun că noi nu suntem pregătiți pentru răpire. Ăsta e motivul pentru care Domnul se concentrează. Îngăduie atâtea probleme ca noi să-L chemăm, să-L strigăm, ca noi zi și noapte. Păi îi spune Biblia, oare nu va face El dreptate aleșilor lui care strigă cât? Zi și noapte înaintea lui. Acum am încercat să ne verificăm. Chiar strigăm noi zi și noapte înaintea lui tot timpul? Doamne, ajută-ne! Nu vom putea niciodată să stăm pe genunchi zi și noapte, dar în meditație, tot timpul într-o părtășie și o legătură și o viață de dependență cu El. De aceea aș vrea să nu uităm, mărturisirea este o lucrare biblică. E nevoie de a s-o facem și Domnul garantează că cel care se eliberează își mărturisește înaintea Domnului, iar ceea ce nu poate, unde nu poate primi eliberare, cheamă un frate și îi spune problema care o are. Sigur, când a spus-o, asta înseamnă confidență. Rămâne o problemă intimă între lucrător și persoana respectivă. Dumnezeu e Cel ce vede și Dumnezeu este gata să lucreze și să-și întindă mâna. Eu mă opresc aici și doresc încă o dată Dumnezeu să ne întărească. Doamne, ajută-ne să strigăm la ora actuală către Tine, să fim vase de cinste și ajută-ne în ziua aceea, o Doamne, să ne putem bucura de biruința și de izbăvirea pe care Tu o ai pregătită pentru ai Tăi. Amin.